Deci, cine este alături de noi în această dimineață? Alături de noi, alături de Mihai Nae, este Rufus, 11 luni. Așa ni s-a prezentat. Bună dimineața, Mihai! Bună dimineața, bună dimineața! Bună dimineața, Rufus! Da, l-avem pe Rufus alături de noi. Boston Terrier, ai spus, nu? În Boston Terrier, da. Interesant, n-am auzit până acum de această rasă. O rasă destul de rară la noi. Vă spun așa, ca idee, că a fost o rasă practic folosită la luptele de câini, dacă puteți imagina. Wow, puteți așa mic? Imagina pe Rufus. Micuț și rău. Da, foarte des confundat cu buldogul francez, dar nu este la fel. Cred că este un pic mai înalt și va deveni Rufus și Rufus o să se schimbe puțin, o să mai pună puțin mușchi pe el, dar este un câine care poate alerga mai mult, nu are probleme de respirație. Asta atât de mare. Are botul mai lung decât nu are probleme de respirație, dar seamănă foarte mult. Adică dacă n-ai fi cunoscător de câini, ca să spun așa, l-ai confunda cu ușurință, eu știu, zic eu, cu un buldog francez mai slăbuț așa. Foarte des este întrebat stăpânul, de ce îl țineți așa de slab? De fapt, el nu este slab, el arată foarte bine pentru rasa lui, doar că este un câine mai atletic, așa? E adevărat, mic. Are energie multă? Are energie, are capacitatea de a alerga în continuu, nu se sufocă, nu are probleme absolut deloc cu partea asta. De cât timp vă vedeți voi doi? Avem 11 luni. O lună și un pic avem. De o lună și un pic face așteptarea asta spectaculoasă? Da, de o lună și un pic ne demonstrează că, întotdeauna am spus, un câine dresat va avea capacitatea să stea pe loc, da? Adică să rămână pe loc, în așteptare, fără să trebuiască să-i repezi de 1000 de ori asta, fără să... Nu va uita, va rămâne în așteaptă. Da? Și asta e important. El se plictisește foarte. Acum, spre exemplu, a început să vorbească cu noi, să ne spună: "De ce mă țineți aici în așteptare?" Cu luminile astea ale voastre, da, și cu tot. Dar nu este nici lipit de podea și nici legat de iubirea lui tata, da. Tot ce pot să spun despre această rasă este că nu văd absolut deloc. Bravo, și un căprior. Violență, nu văd deloc violență la el și în ani de zile, în lucru cu Boston Terrierul, am văzut că este și un câine șezi, culcat, care acceptă foarte mult câinii, deși, așa cum am spus la așteaptă acolo, deși, așa cum am spus la început, a fost la bază un câine folosit în luptele de câini. Te întreabă dacă acolo. Mai ai? Hai acolo, pitic, hai. Vin aici, gata. Da, deci un cățel pe care îl poți lua și pentru copii. Uh-huh. Dacă vrei altceva decât găsești în mod normal, gen pechinez, shih-tzu, Yorkshire și așa mai departe. Îți consumă energia mult. Și vrei o căprioară de genul ăsta care să-ți pășească în stilul ăsta, atunci poți să ții un Boston Terrier dacă ai de unde. E foarte important pedigriu. Nu este o rasă extraordinar de populară și de răspândită la noi, cel puțin. Dar este un câine de nota 10, care pe mine mă calmează, cel puțin. Adică, văzut că ești foarte relaxat sunt, cu Rufus. Te auzi Rufus, așa, te aștepți la o bestie și când îl vezi, ți-e mai când mare intră dragul. Pe ușă, da, este așteaptă acolo. Știu că tu ai mai aflat informații interesante și că meseria pe care o practici te provoacă să ai o dezvoltare continuă, să înveți lucruri noi și să demarezi proiecte noi. Da, am pus bazele unui proiect foarte mișto, în care nu o să fie de lungă durată. Or să fie niște dogcast-uri și deja am filmat câteva și o să le găsiți pe canalul meu de YouTube. Am aflat că o banană poate să omoare un câine, da? Am aflat de ce și cam în ce situații ciocolata este foarte nocivă. Am vorbit despre rinichii câinelui, despre dializă. Am vorbit despre displazia de șold, pentru că deja este mega controversată discuția și variantele sunt multe, dar am încercat să vorbesc cu specialiști, real specialiști, adică oameni care au cercetat acel domeniu în mod special. Și am vorbit și despre cum poate un câine să facă infart. Da,
Sunt și am aflat foarte multe, am aflat foarte multe. Am aflat cum poți să controlezi cam inima unui câine, cum poți să o ții sub control vizibil vorbind. Sunt foarte multe de spus, dar poți avea grijă de un câine încât să ții cont de toate viața astea, da. Și să fie una calitativă. Mi se pare foarte interesant ceea ce faci. Și uite, pentru că ai adus vorba despre posibile boli pe care le au cățelușii noștri, Rufus are vreo predispoziție anume? Îl văd că e viu, e ei pace, sunt câini, ușor, ei sunt câini sănătoși, dar cred că tot așa, pielicica trebuie îngrijită, trebuie să ai grijă ce îi dai să mănânce, pentru că altfel se strică la stomac. Nu știu că e un câine foarte pretențios. Cred că nu este un câine. Ia să vedem, stăpânul ne pretențios. Poate confirma, nu este. Deci nu este un câine atât de pretențios, dar totuși trebuie să ai ceva grijă de el. Vreau să mulțumesc tuturor celor care mă ajută să fac acest podcast, inclusiv profesorului Elefterescu. Și vă așteptăm și împreună, de ce nu și la noi? Cu mare plăcere. Sunt foarte entuziasmat pentru că mi-am dat seama că, deși am făcut 20 de ani de când lucrez cu câini, la mulți ani, bătrân, felicitări. Anul trecut i-am făcut, să rămână, mulțumesc. Erau foarte multe pe care nu le știam și mi-am dat seama câte greșeli am putut să fac. Și sunt foarte mulți oameni proprietari de câini care nu știu acest chiar lucru. Azi dimineață vorbeam cu cineva care spunea că îi dă în fiecare zi aproape un morcov și o banană. Și când am auzit și o banană, banana a fost factorul declanșator. Da. Deci, nu știm ce facem rău, pentru că nu avem de unde. Da, am vorbit foarte mult despre prevenție. Uite, mai zicem și noi o chestie interesantă. Astăzi am aflat, când vorbeam despre periajul dinților la căței, faptul că xilitolul este toxic pentru ei și ar trebui să evităm să îi periem vreodată cu pasta noastră de dinți, bineînțeles să luăm ceva adaptat. Mi s-a părut interesant că, de fapt, când vorbim de alimentație și despre căței, ei nu sunt ca noi. Da, am vorbit și cu un stomatolog și l-am întrebat și cum pot să-l determin pe cățel, cum aș putea să-l fac eu pe Rufus să stea cu dinții, așa să pot să-l periez, și mi-a explicat cum și în ce fel. Știați că există apă de gură? Da, am aflat astăzi, dar altfel nu știam. Există apă de gură, dar știți cum pui în apa lui și are diferite arome, foarte mișto. Trebuie să-ți mai zicem noi una, știi că poți să pui aparat dentar la câini? E, asta se zice, nu știu. Dar tu știi că se pot face implanturi? Azi am aflat și asta. Am avut mare noroc cu faptul că am avut subiectul chiar astăzi. Da, vreau să spun că eu am câine pe care am lucrat și i-am făcut implant acum 5 ani de zile. Wow, în Germania. Deci chiar ai asistat la genul ăsta de procedură. Și este de fapt un câine care, dacă îți zâmbește sau te uiți la dinții lui, așa arată gen Robocop, așa e. O să-ți arăt poze, o să vă arăt poze. Da, serios. E un fricoșător așa, dacă te uiți, e mare, e un malinois, dar este o soluție pentru ca el să funcționeze corect mai departe. E foarte important să aflăm aceste informații și îți mulțumim că le-ai adus și la noi astăzi. Te așteptăm să revii și să elaborăm. Da, Rufus, lucrurile. Da, tu ești. Îți mulțumim că l-ai adus pe Rufus astăzi să ne încălzească sufletele. Da, Boston Terrier. E ceva mai frig afară. Îi mulțumim și lui Rufus, da, și lui Rufus a fost alături de noi foarte cuminte. Și vă așteptăm să reveniți și împreună, dar pe tine, Mihai, garantat te așteptăm să revii. Mulțumim. Dragilor, ne luăm la revedere de la voi. Așa se încheie matinalul nostru de astăzi, la jumătatea săptămânii, cu zâmbet, chiar dacă vremea nu ține cu noi. Cu gândul la weekend, mulțumim Man With Style pentru ținuta de astăzi. Și bluzat moda urbană. Și cu voi ne revedem mâine dimineață de la 10, așa că fiți alături de noi în continuare. Pupici!